Bună! Astăzi vreau cu mine la Londra și vedem ce se poate face iarna înainte de Crăciun sau cel puțin în luna lui decembrie, ce putem face în zona noastră, ce putem face în Londra. O să mergem cu trenul pentru cei care nu conduc și vor să meargă să vadă câteva chestii pe centru, târgurile de iarnă, așa cum sunt prin centrul Londrei. E frig, de nu te poți mișca și eu cel puțin sunt îmbrăcată ca o minioană. Așa că hai să mergem, vă duc la tren și de acolo vă explic ce facem pe drum, unde ajungem și cum o să ne descurcăm ca să vedem târgurile de iarnă. Ne-am urcat în tren, dar mi-e frică. Peronul pe care intrăm este cel de la noua stație, care s-a dat drumul recent și au inaugurat-o și regele Charles pe 6 decembrie. Este Dart sau, cum o știm clasic, London Airport Parkway. Nu știu de ce au numit-o Dart. Și aici vă dați jos la aeroport, dacă aveți nevoie, și de aici vă iau autobusele și vă duc direct la aeroport. This station is Luton Airport Parkway. Am cerut la casă Day Travel Card pentru că genul ăsta de bilet te duce și te aduce timp de 24 de ore, poți să circuli în toată zona de Londra, atât pe metrou, cât și pe autobuse, pe trenuri, cam orice înseamnă transport în Londra. Se poate circula cu un astfel de bilet 24 de ore. Iar noi o să mergem în centrul Londrei și o să ne întoarcem înapoi în Luton. Și am plătit 25 de lire și 10 pi. La casă cereți Day Travel Card to Central London. Se poate lua, dacă nu mă înșel, înainte se putea lua și pe zone, dar eu am cerut specific să mă pot duce. Vedeți, scrie aici London Zones 1-6, dar cred că se mai poate încă cere și pe anumite zone din Londra, cred că e mai ieftin. Și o să schimbăm în stația London, cum se cheamă? St. Pancras International, de unde la o distanță de 2 minute se trece doar un drum, se iasă din gară și se trece doar un drum către serviciile de metro. Și asta e valabilă până ne întoarcem înapoi. Plecăm din Luton, ne întoarcem înapoi, ne merge pe metrou
Și cum am zis, ne coborâm la St. Pancras International. Desigur, dacă aveți stații mai aproape de Londra, spre centru, unele merg în Blackfriars, noi am prins cel care merge în Gatwick, la Gatwick Airport. Deci, uite, încă o idee bună pentru cei care călătoriți spre Gatwick Airport, puteți să mergeți cu acest tren, să se schimbați în London St. Pancras International. Săraca. Uite, e și grăbită, nu așa? Ieșim din St. Pancras International și trecem drumul spre King's Cross, care este stație de metrou, de underground. De mai mare ajutor ar fi panourile astea. Eu zic că cu Northern Line, ca să mergem prima și prima dată la London Bridge, da? Deci mergem la London Bridge, da, Northern Line. Cam aia e. Bank era mult mai aproape, dar mi-aduc aminte că am fost ultima dată cu Sandu aici și că am mai o idee, dar mai complicat să ieșim direct la Bank, la Malta Museum.
The Shard. Dacă vreți să vedeți Shard-ul, aici se stă la bilete, a cumpărat. Așa-i, tati, uite pe la bogați. Ai văzut? Uite la bogați câte ghirlande au. No, bun, aici e deșardul. Ieșim față cu Guy's Hospital. Și cred că aici undeva... Ia hai un pic pe aici să vedem. Nu mai știu, am ieșit pe... Dar sunt foarte, suntem foarte aproape de... Se lucră, tati, la Londra, se lucră, nu se stă. Se lucră. Nu, dar ce forează ăștia. Aici undeva la stânga. Malul Tamisei, în față ar trebui să vedeți Tower Bridge, așa între clădiri. Deci o să ieșim pe cea ca să vedem pe unde spuse căsuțele alea. Ce căsuțe? De căciuci. De-aia venirea. De mâncare de Crăciun. Oh, ce bunitate asta. Cărnăciori. Da, Manu Tamisei. Chestii. Ioi, și dulciuri. Ioi, ioi. Ce bine e să mânci. Și desigur panorama, pentru care a meritat tot drumul, toată nebunia.
Belfast is Britain's most significant surviving warship from the Second World War. Deci din războiul, al doilea război mondial. Sunt Belfast launched in 1938. Mamă! Arctic are some of the first shots on action during the Korean War. Foarte tare. Da, să vizitez aia de război. Dar pe partea alta este chiar aia for real, care o țin aici de război. Deci aveți de văzut și Belfast-ul, asta, gen, e de vizitat. Apoi la aceeași mâncare de pește și acum mergem până în capăt spre Tower Bridge. Da, păi uite, ăsta e singurul care are ceva de Crăciun, restul cam toată lumea e pe treaba lui, gen. Fiecare cu arta lui. Nu știu, un King's Cross am mai mâncat altundeva, în afară de pasta artizanală. Nu. Nu cred. Mâncare. Bucatini, calce, pepe, păpardele, porcini, crime, parmezan, maldru, interesant. Italian. Da.
pare busy, dar nu atât de busy, că vă care și sus tavolinul. Dar noi eram după aceste decorațiuni. A, ce mișto view de aici. Cam asta găsim pe aici, pe la London Bridge, Tower Bridge. Primul ăsta mâncare, un pre-Christmas vibe, fiindcă niște chestii făcute la mână, foarte puține locuri unde poți să iei ceva de Crăciun. Nu știu, cam... drăguț. Sunt chestii de mâncare, street food, dar nu are lucru. Hai să mai mergem să vedem. E acum, dacă e de o mâncare de ăsta, adică nu-i că să vii să mănânci, să te plimbi, nu-i mare lucru. Așa că se poate veni pentru o plimbare. Tot e foarte mișto așa, în sensul de lumini, de toată atmosfera, dar în rest, nu-i prea pe Christmas vibe. După ce am trecut de Tower Bridge, am venit, am trecut pe partea asta, la altă, se merge tot în față, se iasă și ajungem la St. Catherine Docks, un loc care mi-e place foarte mult. Și aici sunt o grămadă de restaurante, cafenele, multe iahturi parcate, aici este Slug & Letus pe stânga, stradă. Asta a fost la Zizi, hai să mergem. A fost bună mâncarea, dar serviciul așa și așa, adică pastele 15 lire și ceva, am mâncat niște carbonara și am băut un par de vin 5 lire și ceva și un pahar de suc, pare că tot cu paharul de suc. Dar așteptam un pic mai mult din partea serviciului și nu știu, a fost cam bun sosul, dar ciudate, nu? Adică nu a fost. E ok, așa e, dacă vrei să mănânci în St. Catherine Docks, astea-s prezurile. Doar mâncarea, cam nesărată, ne... Cam, da, nesărat, nearomat. Pentru poste de 15 lire și ceva, mă aștept un pic mai mult.
Da, na, nu fi bun. Ne sătura, ne-am săturat. Ne-am uitat pe pancarda aia de orientare și ne ducem în cea mai apropiată stație Waterloo, exact cum mergi de pe South Bank. Da. Mergem la Luton. A fost fain, dar obositor și foarte frig afară. O să vă scriu mai multe în descriere. Până atunci am cam terminat ieșirea în decembrie în Londra. O să mai fac niște concluzii acasă, ca să fiu sigură că mă auziți. Ieri mi s-a descărcat telefonul când înregistram încheierea de la vlogul de ieri și astăzi la salon și ăsta era singurul moment în care aveam timp să vă spun. Nu a fost super extra interesant, speram să fie Londra un pic mai decorată, speram să fie mai multă, nu știu, decorațiuni, bucurie, chiar râdeam astăzi cu o clientă că cred că aceiași îngerați și luminițe din zona Oxford Piccadilly, cred că sunt aceleași care sunt de 120 de ani și nu mi
se pare că s-a făcut vreun om gigant, vreun ceva care într-adevăr, decât în zona aia pe malul Tamisei, în zona de Tower Bridge, nu mi s-a părut că s-au făcut eforturi foarte mari niciunde la nivel de guvern sau administrația publică. Acolo la Hayes Galleries e privat și e altă afacere. Mâncarea a fost bună în St. Catherine Docks, merg acolo de foarte mulți ani și cam orice se alege pe acolo e o mâncare destul de ok. N-a fost foarte scump, toată nota de plată, două persoane, două porții de paste, un suc și un pahar de vin. Știu că mă vedeți tot timpul cu paharul de vin, dar eu cam beau jumătate din el, nu prea beau niciodată întreg paharul. Și mi-au varianta cea mai mică pe care o au. Cred că paharul de vin a fost 5 lire și ceva, sucul câțiva pounds, oricum 15 lire și pastele, toată nota de plată a fost 40 ceva de lire pentru zona de centru, zona în care îi, e ok. Servirea, în schimb, la restaurant pentru zi n-a fost extraordinară, n-a fost extrem de ocupat. Normal, avea un meniu festiv, din care noi alesesem creste di galli, adică pastele alea sunt așa pe rotund și ca niște valuri, așa, ca și o cortină, ca și o perdea încrețită. Este ca o, și de aia se spune crest di gallo, pentru că se aseamănă cu creasta de la cocoș, de la o găină, de la ce vreți voi. Și avea un meniu festiv, creste di gallo carbonara și nu știu dacă nu era ceva și cu trufe. Și alea erau tot așa 15 lire și ceva porția. Între timp ne-au spus ăștia că nu mai au pentru că au o masă cu rezervare, nu știu ce, și că nu mai avem sosul de la carbonara. Ceea ce pe mine m-a șocat un pic, că sosul de la carbonara se face în principiu din ou și poate un pic de cremă maxim, cine e mai italian o să facă simplu din ou. Mă rog, și atunci am zis, se poate o carbonara simplă? Da, se poate, ok. Și ne-am făcut două carbonara simple cu linguine. Cam atât a fost. De obicei mergem la Cafe Rouge, mâncam somon, e tot undeva pe acolo în jurul 15 lire. Am mâncat de mai multe ori somon acolo, dar s-a schimbat după COVID conducerea. La cafea am stat acum câteva săptămâni acolo pe St. Catherine Docks. Hi! Sorry! Și am stat acolo la o cafea cu unchiul meu și a fost foarte bună cafeaua, câțiva pounds în principiu. Nu sunt costurile foarte mari, ușor mai mari decât... I can see you! Da. Și cam a fost toată afacerea pe acolo. Se mai poate lua pentru cei care doriți să mergeți direct în Oxford, Piccadilly, Oxford Street. Puteți să o luați din St. Pancras, treceți pe King's Cross și de acolo să luați Northern Line, Piccadilly Line. Pe Piccadilly Line puteți să prindeți mai multe stații, acolo și pe Northern, nu știu dacă pe Piccadilly, dar este Covent Garden. Leicester Square, care și acolo trebuie să fie multe chestii acum iarna și cred că e un pic mai fain. Acolo este M&M World, unde puteți să mergeți cu copii. Unde mai sunt? Covent Garden cred că trebuie să fie superb, sper să reușesc să ajung. Square este și China, partea de Chinatown, unde sunt și bufeturile și mâncarea chinezească. În restaurantele chiar care au meniu a la carte, mie mi-este frică să mă duc pentru că am fost de foarte multe ori, însă mergeam cu cineva care era chinezoaică și știa ce să comande. Acum când mă duc în Chinatown, mă duc pe partea de bufet pentru că nu trebuie să cer prea multe, ei nu sunt foarte ospitalieri și tinzi de multe ori să fie un pic embarrassing să tot întrebi da asta ce, pentru că meniurile sunt destul de complicate. Și este mâncare autentică chinezească. Dar dacă vreți să mergeți la ghici, de ce nu? Mie îmi place să mă duc la partea de bufet, nu mănânc foarte mult, dar
mănânc noodle și făcut de ei niște creveți, fructe de mare și cam atât. Și undeva în Chinatown, la bufetul you can eat, mâncare undeva între 11 lire și 12 lire jumate, all you can eat. Chinatown e ieftin în general. Da. În concluzie, cam asta a fost. V-am cam făcut costurile. O să vă las în descriere mai multe rute, pe unde puteți să mergeți și ce gări ar trebui să vizitați. Asta în cazul în care mergeți cu mașina, trebuie să vă adaptați, pentru că eu știu doar rutele cu trenul și cu mijloace de transport în comun. Mulțumesc tare mult că mă urmăriți, vă doresc toate cele bune și să ne revedem sănătoși. Și dacă vă plac astfel de vloguri, lăsați-mi un mesaj ca să știu și să fac mai multe. Dar vom completa tot timpul aceste vloguri și cu cele cu parte de frumusețare, ca să ne educăm și să-mi ating eu scopul care îl vreau eu cu privire la educarea comunității mele în ceea ce privește folosirea produselor și îngrijirea terenului. Vă doresc toate cele bune și ne revedem curând. Dacă mă susțineți, nu urtați să vă abonați, să dați niște share-uri, să postați la voi pe pagini și eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru această susținere. Toate cele bune!